De asemenea, duminică avem iarăși un bilet interesant, cu doar două meciuri mai simple, cu favorite clare. Manchester City cu Wolves, 1 handicap asiatic minus 1, adică noi mizăm că bate City la cel puțin două goluri, dar dacă bate la fix un gol diferență, atunci primim cota 1. Și mai avem Roma Cagliari, gazdele să dea cel puțin două goluri, ar fi aici o cotă de 1.42. Vă citesc câteva mesaje. Zeno ne scrie: super cotele, nu le mai prezinți. Super cotele au fost în emisiunea de ieri, de o bună bucată, mă rog, de câteva săptămâni. Nu mai prezentăm super cote și vineri, le prezentăm doar joi, pentru ca vineri să prezentăm acest bilet al weekendului. Atletico, 2 pauză, 2 final, ne scrie prietenul nostru Cosmin Cotoi. Alin Nica: Atletico Madrid X2 și 0, 2 goluri. Roma Cagliari e greu, iată un mesaj din partea unui telespectator. Real Madrid ambele marchează, interesant. Sociedad Getafe ambele marchează. Barça Sevilla, Messi se înscrie. Atletico Barcelona 2-1. Valladolid se înscrie. Chelsea 0-1 goluri. La Sevilla cu Barcelona ambele marchează. Cam toate echipele care vin din Champions League fac egal, scrie altcineva. Brighton Tottenham 1x. Interesant, dar Brighton nu o recomandă nimic, totuși, dar ar fi interesant. Ideea că s-ar prăbuși Tottenham, sunt orgolii acolo. Harry Kane, după succesul la limită cu Southampton din runda precedentă, în 10 oameni, spunea: trebuie să câștigăm trofee la echipa asta, sunt prea mulți jucători buni, s-au investit prea mulți bani, trebuie să vină trofeele. E bine, următorul meci pierd cu 7-2 în fața lui Bayern München, pe teren propriu, în oricum. Mergem mai departe, haideți să vedem restul ofertei de ziua de, pentru ziua de mâine.